Adică sunt în România mai nou, că e la modă, creatori de content care instigă la ură împotriva altor creatori de content. Și își bazează tot conținutul pe a denigra și a împrăștea minciuni despre alții. Unul din acești enablers este Silviu Fire. aroganțele pe care omul ăsta le are mai nou. Oamenii de 40 de ani care sunt săraci și n-au bani și sunt invidioși pe el, că el muncește mult. Jurnaliștii sunt geloși că el câștigă bani. Se vede cumva și ciuda pe care o are și ies aroganțele astea foarte mult. Că eu sunt maker că o să vă să vă rup în am fost și eu unde ești tu acum. Și n-a fost nimeni pe YouTube să mă tragă de urechi când greșesc. Cine nu greșește până exact. la urmă știi? adică... E, acum -a... sunt eu aici ca să fac eu asta. Silviu, practic a creat un trend din a discuta despre oameni. Irina Rimes, ambasadorul culturii. Faptul că ai copilării la țară nu scuză lipsa unei tangențe cu cultura. Doream popa ca ambasador al educației în România. Mie îmi plac tractoarele și căruțele de când sunt mic. Și mie asta mi se pare direct cu comunism. Și de, după gluma rasistă și xenofobă. Niga, 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 niga. Te gândești că poate e bese mintea o un altfel de dumă, nu? Dar nu, o ține tot pe rasism și o dă chiar și în homofobie la un moment dat. Deși mi se pare cam agresivă, e bine să mai stea cu poliția pe influencherițele din România și să le mai coboare de pe piedestalurile pe care se ele că se află. Dar e dreptul meu să fiu cringe. Știți care este cel mai modificat om, om din lume? Nu e lor de la groza. După tot scandalul ăsta au mai apărut și alte clipuri de la alți vloggeri și influenceri care au aceeași atitudine față de viol și violență împotriva femeilor. Dana Budeanu mă cam îngrijorează. Adică dacă era un bărbat, situația era mult mai gravă. Pentru că e femeie, nu-i face nimeni nimic, știi? Dana Budeanu. Care instigă la violență domestică și nu înțeleg de ce ai aprecia o astfel de femeie privitivă, dar fiecare cu gusturile lui. Eu mă simt discriminat. Eu mă simt discriminat. Eu mă simt discriminat. A lăsat Mikey comentarii și se ceartă cu lumea și zice că n-ai tupeu să vii la debate face to face și că asta spune multe, n-am văzut, a comenta la videoul meu. A, și își de realitate la partea cu copiii, dacă nici tu nu-ți permiți un copil în România, bănuiesc că a zis asta că nu-și permiți un copil în România. Te urmărești pe tine și pe fair, dar doar ca diversitate pe YouTube, dar cred că te-a făcut deja F la cât de aprins ești. A prins Fire e cel care face clipuri despre mine săptămânal, da, cred că, în fiecare zi chiar, o dată pe oră. Cred că mă place și nu știe cum să o spună. Că gen sunt gay Am aveți păreri care rezonează Sau nu cu cei care vor urmăresc Ai dreptate poate că un debate ar scoate niște chestii la iveală Păreri e una, bătaie de joc la adresa semenilor tăi alta Mai vă frumos, am și o Cineva, nu știu, un adolescent cu prea mult timp. Vă rog eu frumos, luați toate instanțele cu Mickey H când a făcut exact genul de critică pe care o fac și eu din motivele lui cu alți influențări. Shelly, Călinaccio, pă, ce, nici nu mai știu că e, e prea antic. Uh, pă, nu știu, pă, au, au mai tot fost ăștia care s-a certat au le-a făcut videouri și avea el tot felul de comentarii de astea inteligente, că le țin minte perfect. Creative Monkeys, nu mai știu. Avea tot felul de astea de mai făcea el de, în doza de H, de, de mai rostuia el influență și putea. Vă rog eu frumos să scoate cineva acel Mickey H la iveală, că el pare că a uitat de acel Mickey H, care și el vorbea despre oameni pe internet. Bătaie de joc la adresa seminilor, Dar dă-mă o frățioare în judecată. Dă mă frate, dacă nu-ți găsești dreptate pe nicăieri, dă mă frățioare în judecată. Că ai încercat odată, nu ți-o fi ieșit sau te-ai plictisit sau whatever, dă mă frate în judecată. Ce tot stai cu atac caterincă de asta și să stai să minți pe internet ca ultimul nerușinat? Pa, da, pe aia cu la și la mărâță știu că ne-am uitat aici. Poate a ai uitat și și cine este. Stai un pic, stai so un so so Înainte să continuăm cu acest video, am un anunț important de făcut. Astăzi este ziua mea și sunt live chiar acum pe Twitch din această cauză. De ce? Mai putea întreba. Ei bine, pentru că la fel ca anul trecut, organizez un stream caritabil pe Twitch live chiar acum. E un stream caritabil pentru un ONG care îmi place. Dacă vrei să-mi zici la mulți ani într-un mod mai drăguț, poți să indic chiar acum pe twitch.tv slash fire și să donezi o sumă modică către Fundația Motivation România. Motivation oferă mobilitate și sprijin pentru o viață independentă oamenilor cu dizabilități locomotorii, adică oamenilor în scaune rulante. Mai specific, ei donează scaune rulante și alte echipamente de mobilitate, organizează Încurajează tabere de recuperare activă, unde persoanele care au început să folosescă recent un scaun rulant au șansa să învețe să fie independente, încurajează sportul pentru persoanele cu dizabilități și participă la diferite evenimente sportive, derulează campanii de conștientizare, printre care și campania de eliberare a locurilor de parcare pentru persoanele cu dizabilități, ocupate adesea în mod abuziv. O altă chestie tare este că Motivation este familie pentru 25 de tineri cu dizabilități intelectuale, pe care i-au luat din centre de plasament când erau copii și acum sunt în grija fundației. Acestea fiind zise, mi-ar face ziua de naștere foarte frumoasă să putem să strângem mai mulți bani pentru oamenii ăștia. Însă, dacă nu poți să ajungi azi sau vezi videoul ăsta în altă zi și vrei să ajungi cauza, te-am lăsat jos în descriere site-ul Motivation și posibilitățile lor de a primi donații. Mulțumesc, vă aștept cu mare drag și înapoi la video. Pup. O oh, da, de Basic ne neapărat. Nu are tupeu să vină face to face, asta spune multe. Dar de unde știe că nu, are, că nu am tupeu să vin face to face? Pentru că comentariul s-a dat cu o zi, nici măcar n-am postat video în care am zis că încă nu, încă nu m-am decis. De unde știe? Păi de e baiting de la de grădiniță. E baiting din ăla de grădiniță, men. De... N-ai tu pe... Te spun, uh, tu pe -o să... Să spargi geamul ăla, frate. Copilul ăla care vrea să te bagi în belele. Vrem debate hash fire. Toată lumea vrea mai puțin fire. Toată lumea! Toată lumea! Știi ce nu vrem mai Michi, toată lumea? Pentru că majoritatea lumii deja te-a scos din... Știu că te doare să auzi asta, dar Majoritatea lumii te-a scos din gândurile sale. Nu cred că sunt atâția oameni pe cât crezi tu care își doresc neapărat să vadă un influencer washed up cum se ceartă cu mine. Nu de dată, dar văd la mine <laughs> fiecare zi. De asta crede că e, asta e salvarea carierei lui acum să... și-au fi făcut vreun plan din ăsta de, nu știu, de bătaie, de ce să-mi zică, de cum să mă prindă. O fi găsit pe la mine pe Facebook o postare din 2008 în care am zis să nu, Cine, cine poate știe? îmi mai arăt lui Michi că poate nu mai ține minte de când să-ți voi culea pe jos pe aici ca să-l fugă pe Shelly. Că a prins momentul să-l fără atunci cu manelele și a zis mă duc la măruță să-l fără pe Shelley. Asta a fost atunci când și-a luat Shelly amendă pentru petrecerea de ziua lui în timpul pandemiei. Nu cred că nimeni, nu cred că conteste nimeni lui Shelley în realizările. Nu cred că nu poate să ia nimeni chestia asta. Un la vârsta lui a realizat da. foarte multe și cred că unii oameni ar trebui să, da, să se simtă prost pentru ce a realizat un la vârsta lui. Dar nu cred că asta e discuția aici. Și nimeni nu discută despre asta și mi se pare foarte interesant. Ceea ce mă interesează pe mine personal, pentru că eu l-admiram foarte mult pe Shelly când era mai mic, sunt aroganțele pe care omul ăsta le are mai nou. Adică m-am uitat inclusiv în ultimul lui clip cum vorbea despre oamenii de 40 de ani care sunt săraci și n-au bani și sunt invidioși pe el, că el muncește mult, că jurnaliștii vor să tragă în jos că sunt geloși că el câștigă bani, că el nu-și permite să stea 14 zile în, în, carantină, pentru că el are treburi de făcut, el e important, el trebuie să meargă să rezolve lucruri, chestii. Nu pot să, nu, să vorbește în felul ăsta. Adică eu înțeleg că ai, că te crezi buric pământului, că am fost și eu acolo, am fost acolo bine, dar de-a de gata t -shirt. Ce vreau să zic este că modul ăsta în care te exprimi îți atrage antipatie. Mikey, DCU Mickey, this you? Asta de aici. Tu ești, nu? Cred că tu ești. Anul trecut. Tu ești ăsta, nu? Mi se pare fain de ce? Uh, mi, se pare, adică, mi, se pare, amuzant. Eu cred că și el a făcut-o la, la, impuls, exact cum ai spus tu. A exact ăsta, da, rec, acum gata, îl fac, eu le zic îmi rup aia de pe mine, le explic la ăștia care e faza. Da. N-a gândit-o un pic. Adică și se vede cumva și uh, ciuda pe care o are și se ies aroganțele astea foarte mult, că el o să facă, că el face documentare, că el o să nu, nu de el. Obișnuiți-vă cu fața mea, că eu sunt șmecher, că o să vă rup, bă, o să vă rup în două. Da. Asta este nervant. Adică ar putea cumva, cred că pr sau cine sfătuiește, să îi, îl mai îl mai calmează un pic din punctul ăsta de vedere. Băi. sau cine el să... știe adică pe lângă, pe lângă pasiv agresivitatea și Caterinca asta, omul oh, meu, Mikey H, se preface că nu știe cum funcționează acolo unde e manageria Shelly și că nu știe cum funcționează, că nu există PR și nu există oameni specializați în chestia asta care ajută vedetele din România, dar Sanchi, vezi? Asta știi, uh, chiar rudele lui Mikey H lucrează în proximitatea sau lucrau în proximitatea lui Shelly. Îmi place foarte mult, știi asta. Sunt și eu un om obișnuit, la fel ca voi, nu știu cum funcționează această industrie, nu știu, mă gândesc că poate trebuia să-i zică cineva Piaru sau, nu știu, la, așa am văzut în filme, în Diavolul poartă Prada, că eu nu știu cum funcționează. Și adică până și pă, genul ăsta de, de parvenitism, de pă, cum se zicem, mă, care e adjectivul, hai că făceam și tot ăsta, dar care e adjectivul când dai perversă? <laughs> dar nu fizic. Da, e, e, foarte funny, sorry. This you? Băi, Mickey, încă o dată. This you? Da, de sneakiness, de... Da. De duplicitate, da. De duplicitate și per perversitate, whatever. This you, măi, Mickey? Că eu sunt ăla care, vezi, doamne, cancelează stânga, dreapta. This you la TV, la măruță? This you, când l-ai prins pe omul tău Shelly care te-a trecut de 25 de ani, când l-ai prins cu ceva greșit, pac, ai, ai sărit, te ai dus la măruță să-ți bagi pe el? This you? Nu de alta, dar eu n-am făcut niciodată nici în video, nici pe la TV, nici nicăieri să fac genul ăsta de discursuri pasiv-agresive, penibile, presărate cu cerpăraia pe care ai presărat totul ăsta aici. Și asta a fost una, men, mai avea o cărcă de asta de critica alți oameni, de o jenă jenisimă. Așa, și asta e pe story. Aha, asta e la Shelly. A spus niște lucruri din frustrare, nu o să spun mai multe din respect pentru faptul că a fost unul dintre oamenii care prin activitatea lor m-au inspirat să mă apuc de vlog back in 2012 și o să țin minte treaba asta, dar frustrarea e clară. Ce mi-aș ține și eu ziua, bă, dar e pandemie, bă. Așa mi-aș chema niște prieteni la mine să dansăm pe manele, dar e pandemie fie să fie. A trecut ziua ta. A trecut ziua mea, da. Știi că a trecut, apropo, a trecut ziua mea și eu nu mi-am ținut-o. A fost în 22 ianuarie și am stat în casă, mă rog, singur cu prietena mea, am mâncat un sushi și ne uitam la Netflix. Băi, gai că m-ați terorizat! să răsp... This you? Mickey, this you? De ce nu vorbești despre cât de multe lucruri bune a făcut Shelly, a? Chiar ai șters cu buretele toate lucrurile bune pe care le-a făcut Shelly? Mm? Nu crezi că s-a ofer oferit prea multă atenție acestui subiect la momentul respectiv? Tu cum crezi că o să-și revină omul ăla după, după chestia asta? De ce dai cu hate, Mikey? <laughs> Bă, dar asta e mea la mai, că pare, nu știu, ca pâclă de asta pe ochi în care refuză să-și vadă propriul comportament, caracter și știu, o, o, perdea de asta a ipocriziei știi că și tu în mod evident nu stai o dată la două zile când mănâncă el că ca să vise să-i arăți în care făcea exact așa lucru sau mai știu eu ce, ca să nu zic că n-am făcut niciodată genul ăsta de, de pasiv-agresivă și că întotdeauna când am vorbit despre el am vorbit pe subiect și când a, când a fost ceva concret niciodată nu m-am legat de caracterul lui de uh, nu știu ce face el la el acasă, ce, uh, cine să-i dea sfaturi de PR și alte căcaturi de genul. Spun la ce mi-a scris Shelly. Eu nu voiam să fac inițial chestia asta, dar unul mă plictisesc și doi, văd că vă place scandalul. A, păi și eu. Și eu alea 8-9 videoclipuri de le-am făcut pe despre tine, mă, mă cam plictiseam. Mă plictiseam. Fac și eu, mă uitat și la un video. Aluna așa că hai să crezi! Mă duc, Auzi, zile ce și voi lu Măruță să mă cheme acolo să, să fac și să mă zvoicolesc pe acolo prin studio cum a făcut-o Micheaș. că vă place, mă, scandalul, mă, și bârfa, mă, na, fi atent, mă. Dragă Shelly. Prietenal, ok, da, nu, mi se pare. <laughs> da, ok, citiți voi chat că mi se pare jenat să citesc chestia aia. Recunosc, sunt un frustrat. Ai dreptate. Am foarte multe frustrări. Am frustrări din copilărie, am frustrări dobândite pe parcurs. Mi-am cumpărat mașina, seria 4-ul meu, cabrio, mi l-am cumpărat din frustrare. 70.000 de euro, sună cunoscut? Din frustrare voiam să, dem să demonstrez, să dovedesc, să-mi arăt boașele, știi? Frustrare și recunosc. Încă mă lupt cu frustrările. Adică nimeni nu-i perfect și cred că oamenii ar trebui să-și recunoască frustrările. Te-ai prins? Însă zic sigur un lucru de care nu sufăr. Persoana ta. Și asta zic de ce. Am fost și eu unde ești tu acum? Măi, săracul să flexează că și-a luat BMW. Care eram eu, unde ești tu acum, de nu puteam să merg în niciun mod no, Știi care e diferența între tine și Shelly, mai Michi, că n-ai fost niciodată unde e el. Nu sunt fanul lui, nu sunt prietenul lui, nu sunt nimic. Dar zic ca om care, care a urmărit comunitatea de YouTube de 5-7 ani încoace, n-ai fost și în mod evident nu o să niciodată la nivelul la care e el și la riciu pe care l-a avut și încălare. Hai, hai să ne înțelegem, vă rog eu frumos din România, pentru că eram înconjurat de copii instantaneu, nu era toată presa în cârca mea. Nu era uh, situația astfel încât orice bășinuță dau, toată presa să spună... cum pute bășinuța lui H. Știi? Și deși la prima vedere, pentru că m-am gândit la chestia asta, deși la prima vedere ar putea fi, hm, eu n-am beneficiat de aceeași atenție, gândindu-mă mai bine, să știi că mă bucură chestia asta, pentru că nici, nici nu mi-aș fi dorit. Dacă mă uit acum la mult mai bine că s-a întâmplat așa, pentru că toate prostiile pe care le-am făcut eu în perioada aia au rămas nedocumentate. Știi? Și n-a fost nimeni pe YouTube, cum sunt eu acum pentru tine, să mă tragă de urechi când greșesc. E acum sunt eu aici ca să fac eu asta, știi? How the turntables have... Asta zic cu pâcla de ipocrizie. De deci nu trebuie să zic nimic? Ca efectiv ți-o dai singur. Trebuie dat ți-o dai singur. Video -o de acum un an, da? Adică nu vorbim de, acum 15 ani, dar video de acum un an. Efectiv, ți-o dai singur, n-am nevoie să zic nimic. Comentez de astea pentru că, unul la mână, oamenilor le place, se distrează, e scandal. Și doi la mână, pentru că e domeniul meu. Jur că nu știam această serie de story -uri. Cum Wow, I love it! I love it! Vreau să, o să iau segmentul ăsta de clip și o să-i dau, o să -i dau coment la de fiecare dată când mă menționează, o să-i dau coment cu acest segment de clip. Comentez de rapajele astea pentru că, unul la mână, oamenilor le place, se distrează, e scandal. Tu. Și doi la mână, pentru că e domeniul meu. Tu. Mai este și trei la mână și ți la, zic la final. Tu. Și fiind domeniul meu, mă interesează ce se întâmplă în domeniul meu. Știi? Ăsta e domeniul meu. Dacă te apucai și el de ceva dacă făceai medicină și -ți nu știu, derapai pe acolo, nu ți le comenta nimeni. Dar fiindcă e domeniul meu, da, mă simt obligat să uh, uh, reacționez. Mai ales că mă afectează direct acțiunile tale și când ești un studiu de caz. Pentru că ești un studiu de caz interesant. Și nu... nu, nu trebuie să zic nimic! Nu trebuie să zic nimic! În ultimul rând, îmi dau cu părerea pentru că vreau să te ajut. Pentru că am fost și eu acolo, știu cum este și îți pot da un sfat părintesc. Un sfat pe care dacă l asculți, poți bine. Acum, dacă o să le în considerare, nu știu, asta e treaba ta. Ce pot să zic este că al era fost Ilie, azi ești tu, mâine nu știu cine o să fie. Fă pace cu chestia asta, că asta e realitatea. Ah, e prea amuzant, e mult prea amuzant. N-ai cum, Again, acum un an. Acum un an. E efectiv, e, e o disonanță cognitivă pe două picioare, maichii, să mor eu. Cum uiți tot acest scândăluț rent, poate pe care l-avea cu un an? Cum, cum, ai uitat? Eu nu-l știam sau nu știu, poate l-am văzut și am uitat. Cum ai tupeu? Asta e, e despre tupeu. Tupeu ăla de a minți, tupeu ăla de a zice că tu ai inventat YouTube-ul, tupeu și tupeu să mă chem pe mine la debate să ce? Efectiv să ce? Nu ți e rușine, vezi mai omule de de BMW ul tău și de familia ta. Oamne Dumnezeu, du te că vezi că vine pensia. Te strigă poștașul de, de la de jos de la scara blocului. Pensia! A venit pensia! Fantastic, mă nene. Cel mai ipocrit dintre youtuber să mor eu, de o genă absolută. Aș că e problema, măi, Michi. Nici măcar n-ai coaiele, talentul și, nu știu, awareness-ul ăsta de, de a avea picioarele pe pământ după ce îmi zici că ți-ai luat mașina de 80.000 de euro așa ca să, că, mă, whatever. Și n-ai nici, nici măcar astea încât să faci ori video-uri înapoi, ori să-mi răspunzi punctual la problematicile pe care le-am ridicat eu despre tine. N-ai nici coaie, nici talent, by the way a zis că nu știe să-și seteze sunetul în până, 10 ani de YouTube. Și nici ce-a mai zis. Wagner, că să stai cu picioarele pe moment. Dar tu vrei debate cu mine. E, efectiv, acum vreau doar, doar să mergi să ne certăm ca proști. Păi, nu are dupeu. Again, mai zic o dată, pentru cine n-a prins video sau stream de de la Problema mea principală cu, cu toată ideea asta de debate și mai ales cu Mikey H. Problema cu tot ăsta este că văzându-l, urmărindu-i contentul lui Mikey, uh, vorbind cu el în privat și văzând ce tip de caracter și de personalitate, de aroganță de-asta pe stomacul gol are în el și toată disonanța cognitivă pe care o are la purtător constant știu că absolut orice discuție pe orice subiect o să se termine în problema lui personală că el este rănit de faptul că eu îl critic în timp ce nu o să vorbim niciodată despre subiectul real dacă vă arăt acum conversația pe care am avut-o cu el în care eu personal eu personal m-am dus și l-am întrebat înainte să fac primul video despre el eu personal băiat băiat, cu puțin training jurnalist, de jurnalist. M-am dus și am scris, salut, fac un material despre toată faza aia cu el, și bla ala te ai informat din am tot vorbit cu, am, am încercat să să, să l întreb de niște chestii înainte să fac materialul cu el. Și toate răspunsurile, discuție lungă, discuție lungă, toate răspunsurile erau de ce mă rănești, nu mă mai răni. Exact ca un copil mic, numai că e un de 30 de ani care trebuie să meargă la terapie dacă nu merge deja toate răspunsurile fix de ce mă rănești, pe mine mă doare că, că am pus niște story despre el. Am portat niște story despre el în care am făcut mișto de el și am dat tag. Eu având atunci trei follower jumate. Că eu sunt rănit și tu mă rănești, te rog, încetează să mă rănești. Ziceam, bine, 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 dar hai să știi foarte politicos, foarte. Și hai să stăm pe subiect, gen, uite, ok, nu te-ai informat în legătură cu acest subiect. Uite aici un link sau uite ce să citești sau uite la ala. Și ignora complet și refuza să citească orice îi dădeam, articole de la de 20 de secunde. Refuza să citească absolut orice îi dădeam pentru că, de ce? Pentru că îl rănesc. De ce mă rănești zicând că n-am dreptate? De ce mă rănești? Și știu că așa o să funcționeze și așa o să mai să discuție. Și o să fie jenant și la un moment dat o să-i zic Bine, rege, hai, o zi plăcută, toate cele bune Și again, asta în contextul în care eu eram nimeni pe pământ Și i-am oferit toată empatia pe care puteam să-i ofer la momentul respectiv pentru că eu știam și știu că Mike și- am, zis-o de atâtea ori, că Mike și în contextul ăla nu își dorea să facă rău afroamericanilor. Dar ignoranța de care dădea dovadă și necunoștința de cauză în care vorbea și la ala, în mod evident promova discursul rasist care există peste tot în, în, lume, chiar și în România. Da, deci eu am oferit toată empatia. Deci nu, asta a fost întotdeauna. Eu sunt rănit, de ce mă rănești? Eu la rândul meu, Disonanța cognitivă. Eu la gândul meu pot să-i trag la la TV. Eu la gândul meu pot să-i trag la și să mă și laud. Ca asta fac. Cu asta mă ocup. Mai înțeles? Eu am voie, tu n-ai voie. Este un copil de 5 ani, are inteligența emoțională sau whatever a unui copil de 5 ani, care îi luat jucăria și o vrea înapoi că doar el are voie cu jucăria, sorry. Mi-e greu să cred că o să poată să iasă absolut orice dintr-o discuție între noi decât această discuție constantă. De ce mă cancelez? Te rog, nu mă mai cancela. Tu ești un om rău pentru că mă cancelez. Nu contează că eu și eu fac exact același lucru când vine vorba de oameni pe care, pe care îi displac. Dar El a făcut nu ca același lucru, a făcut mai rău din punctul meu de vedere cu care a neargumentată cu Shelly și la ala. Că înțelegeam să vii să argumentezi, să o iei pe toate părțile, să faci un mini o video, cum am făcut eu despre tine atunci, a prima oară. Dar nu, asta e. Și desigur, în conversația aia mi-a și spus că uh, scopul meu e să fac, să-l provoc pe el, să-mi dea un răspuns, că am citit acum recent. Să-l provoc pe el, să-mi dea un răspuns uh, ca să devin celebru pe cărca lui. How the turntables e cloud chasing one. Eu mă adică dacă mai insistă, fiate, băi, mai știu că tu ești la asta. Dacă te, dacă te milogești de mine mai tare, dacă continui să te, să te faci de râs milogindu-te de mine ca să ții niște claudă pe cărca mea, că din păcate acum asta e situația Ce să faci? Uh, dacă te mai milogești mult penibil, accept să mor. Dar vreau să te mai văd un pic milogindu-te. Vreau să te mai văd un pic milogindu-te. Și nu te spui asta să-mi zici că n-am tupeu? Pe păi, băi, pe bă, rege, eu mă duc să... Eu vreau să fac dibertul cu Michi Neamțu. Băi, rege, n-am tupeu. Vezi că m-am dus, uite-te la podcastul pe care l-am făcut cu Marius. Tu crezi că mi-e frică de tine că nu mi-a fost frică să mă duc să vorbesc cu Marius, deși știam că avem o căică de păreri opuse? Mă e rege, vezi e lungul nasului, mă nene. Tu te colectează pensia. Eu da, eu mă milogez de gojira să mă cheme în podcast. Eu mă milogez de gojira să mă cheme în podcast să, să debatuim nu zici mie că mi-e frică să mă văd cu tine. Să te văd cum, cum, îți, cum îți dau lacrimile. Că am făcut eu două videoclipuri despre tine care au mai mult decât, decât de caviuri, decât ultimii 3-5 ani de pe YouTube. Ți-e rușine. De alarte până astăzi sau de când a fost, Mikey nu a dat curs acceptului meu la invitația sa. De deci ce i-am zis? Da, vin, uite condițiile. Dacă te mai milogești mult penibil, accept să mor. N-am primit vreun mesaj de la el, n-am uh, văzut nicio interacțiune în direcția asta, ba chiar din contră, ba chiar din contră. Mikey, de când am făcut streamul respectiv până astăzi, uh, a continuat să se prefacă că mie mi-e frică, mie mi-e frică. Mă duc să vorbesc cu el, pentru că nu e așa, el fiind o persoană foarte importantă, cu uh, debate skills în mod evident uh, mult superioare mie, consider că mi-e e frică sau cel puțin această narrativă încearcă să o împingă și uh, a început prin, uh, am dat niște comentarii pe care înțeleg că și le-a de la oamenii de pe acolo care le-au văzut și a lăsat acest comentariu singular în care zice, dacă ești sincer, Real și pe bune, și dacă știi că nu ai mințit și nu ai nimic de ascuns, de ce nu ai vrea să discutăm? Emoji găină, emoji râs. Găi, V-ați prins că gen, gen, mie, mi-e frică că am un coward. Dă exemplu celor care te urmăresc că nu e ok să fugi de responsabilități. A care eu am răspuns. Da, am o responsabilitate să-ți dau ție airtime ca să aflu minciuna pe care am zis-o și nu poate să fie zis aici. Kim Stark Behavior, shaking my head. Pentru ce nu știe genul ăsta de mizerii cu Uh, fire, ai mințit dar nu pot să zic nu pot să zic cu ce ai mințit te las să fii curios până vii la mine pe canal sau la mine să ne vedem la debate sau la mine și abia atunci ati zic. Lucru care l-a făcut celebru pe youtuberul Kimstar, aka cancerul internetului din afară pe vremea când Mikey avea foarte mare succes bănuiesc că de acolo a luat această tehnică I'm your host, Killer Kimstar. Uh, Omul ăla era un om oribil care făcea pă, un fel de se avea o emisiune, se numea Drama Alert, dacă asta pe YouTube din afară cu siguranță ați auzit, în care tot ce făcea era să denigreze oameni de pe YouTube în speranța ca omul de pe YouTube să vină la el în emisiune pe canalul lui să zică, bă, nu e adevărat! Și el să zică, bă, bă, eu cred că e adevărat! Și el să zică, bă, nu e adevărat! Și să creeze altă dramă și alt scandal, încă există personajul. Și a făcut chestii oribile de da, alea cu bă, X a sinucis, X se sinucide, puteți să-l căutați, e absolut oribil personajul și asta este tehnica lui. Dacă e cineva care nu-l știe, înțeleg că nu, nu, vedeți sensul la ce zic, dar pentru oamenii care au urmărit YouTube ul din afară și știu personajul, știu exact la ce mă refer, este efectiv tehnica lui. A, n-ai mințit? Nu ești vinovat că XYZ? Pui vino la mine pe canal! Vino la mine pe canal să dovedești că n-ai mințit! Vino și fă viuri la mine pe canal ca să dovedești că nu minți. Și mi-a răspuns la, mi răspuns la ce am zis de când... Dar nu trebuie să-mi dai tu airtime, Silviu. Facem live la mine pe canal, Cu oricum nu fac multe vizuri și nu o să te vadă mai nimeni. Păi vorbește cu mine de parcă sunt ultimul prost, de parcă sunt copiii cu care s-a mai certat el în trecut. Nu-i fac vizualizări la el pe canal al Dracu. Deci, ce zici? Hai, be a man! nu-ți dezamăgi comunitatea, I ați înțeles, îmi dezamăgesc comunitatea că refuz să-i fac pe plac lui Mikey Hash. îmi dezamăgesc comunitatea că refuz să-i fac pe plac, mă, că teoretic refuz, că de fapt am acceptat, dar el se preface că nu am acceptat. Probabil de frică, că acum l-a lovit pe el frica când își dă seama că chiar o să accept invitația. Îmi dezamăgesc comunitatea, că nu-l bag în seamă pe Mikey Hash, ați înțeles? Ăsta este nivelul la care suntem. Dar constant sună de pare că vrea să ne batem asta cu Be a man, haide să ne vedem față în față, hai să ba, ba, ba. Deci, pe urmă a postat aseară, a postat un short la el pe, la el pe canal în care răspunde la un video de la ZOS, sau, nu știu, este un om suferind, vă las să vedeți. Să vină momentul. <gători> Vali, toată lumea e pregătită. Mai puțin Silviu. Nu știu de ce. Dar nici nu vrea să ne zică, știi? Ar fi drăguț să le spună live. Eu încă aștept. Chit, adică, nu Mai un pic și plânge. He's losing it. Mai e un pic și plânge. Vă rog, frumos. mai e pregătită. Mai puțin Silviu. Nu știu de ce. Mai e un pic și plânge. Dar tocmai, adică tocmai disperarea asta, nevoia asta de validare, mă face să să las să milogească de mine. Tocmai asta, știi, că nu i se face pe plac. O ia mintea razna că nu i se face pe plac. Că eu nu vin ca sclavul și zic, da, frățioare, hai să te bag în seamă. Also, 148 de like-uri Un milion jumate de subscriber 148 de like-uri By the way Așa ca idee Ca idee de ce e atât de disperat Și a șters și a ascuns comentariile Toate comentariile erau negative Absolut toate comentariile erau negative Bă, erau 6. Dar absolut toate erau negative Și a dat disable la comentarii Lucru care este foarte interesant În ceea ce urmează să vă spun Faptul că toate comentariile la acest video Erau negative și care luau la mișto A ales să le dea disable Dar cumva Cumva, Astăzi, pe la ora, nu știu să zic, 11, ziua, la mine pe YouTube au apărut dintr-o dată extrem de multe comentarii. Foarte multe. Comentarii care veneau de la o secundă la alta aproape. De la minut la minut. deci poate chiar o sută de comentarii venite în decurs de, nu știu, o oră și ceva, două, ceva la modul. A fost foarte interesant pentru că o să vedeți, toate acele uh, conturi sunt ori false, ori hacked. Și cumva toate cele comentarii și acele conturi au fost de partea lui Mikey H. și m-au invitat la debate, jignindu-mă constant, zicându-mi că sunt fricos, că n-am tupeu, că-ți vai morții mei, că nu știu ce. Eu ne mai având niciun alt comentariu negativ la acel video care să zică ceva la modul, dar cumva în decurs de două ore au venit vreo 100 de comentarii de genul ăsta, așa că le-am adunat. Cred că e o coincidență. Eu nu cred eu nu cred personal, să nu credeți asta domnule sau doamnă judecător, eu nu cred că este o corelație între faptul că Mikey și-a dezactivat comentariile la propriul lui video pentru că erau toate negative din ce am observat eu și faptul că eu dintr-o dată am primit... 100 de comentarii de la conturi false toate uh, pozitive pentru el, toate negative împotriva mea, deși eu nu, eu nu mai aveam astfel de comentarii. Eu nu cred că asta e o corelație să ne înțelegem. Cred doar că este o coincidență, poate nefericită pentru Mikey. Eu nu cred că asta este o corelație și de asemenea o să vedeți că nici nu cred că este o corelație faptul că majoritatea comentariilor sună ca ceva ce ar zice el. Eu nu cred că este asta. Chiar nu cred. Vreau să-i mulțumesc foarte tare lui Cupar că m-a ajutat să... Ajuta să selectez area de comentarii primite și să investigăm provenența conturilor respective și cu par mi-a făcut o prezentare PowerPoint, care arată așa. Se numește efectiv Boți Ruși, mi-am pus eu numele pe ea pentru că e tema mea la clasa 11 E. Hai să vedem! Hai să vedem ce s-a întâmplat astăzi, să vă arătăm comentariile. Până la momentul invaziei de boți, singurele două comentarii vag negative la videoul meu, care avea peste 400, avea 466, că țin minte, la ora 14 avea 466 de comentarii. 466 de comentarii au fost două care îmi ziceau ori acceptă invitația n-ai care nu că neapărat că este un comentariu negativ, dar pur și simplu sună ca restul comentariilor. E un om care doar în ce să accepte invitația și mi și zice că n-am tupeu. Nu știu care este scopul lui, nu cred că e neapărat negativ, o să-l pun la comentariu neutru și un singur, practic, comentariu cu adevărat negativ, care zice aici Ca răspuns la, la, un om care zice eu aș plăti pentru un debate între tine și Mikey, aș plăti dublu dacă în loc de Mikey ar fi Mihail Neamțu, e un om care zice îi e frică la fire, nu o să facă vreun debate cu nimeni. Deci, din 466 de comentarii, sau câte am zis, la ora 2, astea erau singurele două comentarii, care sunau cam ca următoarele uh, pe care o să le vedem, da? Deci ca să ne înțelegem de discrepanța, de discurs a comentariilor de la propriul meu video. Hai să vedem mai departe. Astea au fost uh, multe dintre comentarii, uh, nu cred că sunt toate, dar uh, trecem așa rapid prin ele. Ți-au crescut pe spate Penefire, uh, o vorbă de milenial crescut în generația domnului Mikey, uh, Silviu Fake Feicăra Ok Silviu Freaker, Zice altcineva H îți dă clasă din orice poziție Zice altcineva Se ascunde ca un pui de curcă la el în dormitor Ok Îmi în mâncarea în gât La cât de lipsit de coloană vertebrală ești Ha 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 Tremură de frică Fire Te credeam mai tare Bă Fire Bă mai dezamăgit Unsubscribe Fire De la un om care nu era subscribe la mine Pe aceste comentarii au venit în decurs de un minut a cu 52 de minute, acum 50... Toate aceste comentarii au venit în decurs de un minut. Și mai avem, tot în intervalul de două minute. Deci toate aceste comentarii în două minute. A venit nota de plată, fire, plătești, cash sau card. Uh, Jeremia TV îmi zice asta, to asta, toată cariera lui a dat cu hate în oameni și acum când a venit vremea să-și asume, se ascunde șobolanul. Aiurea când toată comunitatea ta a fost creată cu hate și venin. Hai băi, Silviu, că vrem să vedem cum te face praf hash. Nasol când trebuie să dai explicații pentru acțiunile tale, nu? Zice altcineva. Nu ai tu peu, bă! Fire, nota 2, stai jos! Silviu Fire ar trebui interzis de pe YouTube la cum instigă la ură. Fire are cea mai toxică comunitate de pe YouTube. Fire, lasă-te, please! foarte interesant că sunt chestii care ori au fost adresate lui Mikey H, gen lasă la, ori sunt chestii pe care literalmente le-a zis uh, Mikey H, asta cu cea mai toxică comunitate. În același timp, în același timp, e din nou foarte interesant că genul ăsta de comentarii nu există la videourile, sau ce puțin există în forma asta, la videourile lui de la, despre mine, da? la videoul lui despre mine, eu n-am văzut genul ăsta de comentarii. Ne-am uitat împreună. Nu existau genul de comentarii la videoul lui despre mine, dar cumva comunitatea lui sau oamenii care îl care plac au venit la mine să lase toate aceste comentarii, nu la el. E interesant, e interesant și cred că pur și simplu este o coincidență, o coincidență și atât. Alte comentarii, te urmăresc din diaspora și râdeam la clipurile tale, aici sunt dezamăgită că nu-i oferă omului demnitatea debate-ului. Doamne ferește, ce oameni toxici pe aici, ca mentorul lor, fire! Iarăși, în decurs de un minut, două, aceste comentarii toate, același minut, două de mai devreme. Uh, faptul că nu vrei să te vezi față în față spune multe. Bă, aici greșești. De ce ți-e frică de debate? Bă, eu cred că merită o discuție hash la cât ai șters pe jos cu el până acum. Iarăși o, ex o expresie folosită de Mikey, o coincidență din nou. Sunt fan de-al tău, dar aici, sincer, nu știu ce să mai cred. De ce nu vrei să vorbești cu omul? Fire, mai dezamăgit. Fire este haterul tipic. Aruncă cu căcat din spatele monitorului și când vrei să-l confrunți față în față, se face mic. Fricosul! Dacă nu accepti, chiar ești praf tot în, tot în aceeași perioadă. Aici, aici e o, e, o, distanță de cât? De șase minute, aproximativ. Te frică, știi că H te desfințează la un debate la câte prostie ai spus de-a lungul timpului. Woke idiots de România la fel în comunitate. No spine on this one. Still view hater fire. Merită hash măcar atât după cât hate i-ai dat. După câtă mumu i-ai dat la omul ăsta, acum ți-e frică să-l confrunți, ești slab. Da, toți îi zic H... Nu știm cum. Silviu, fi bărbat sau non-gender specific, dar mergi la debate, asumați iarăși o glumă pe care Mike a tot făcut-o în videurile lui, identică. De ce-ți e frică? Te-ai scăpat în pantalon de frică, așa? -i? Ce pasiv-agresiv e individul ăsta? Cred că suferă de frustrări grave. Hater de profesie. bleah Te frică! Salut băiat frumos de pe inter... A, ah, ok, ăsta e un comentariu real. Deci comentariile astea ați văzut, sunt unul după altul. Din toate cele comentarii aproape identice, ăsta este primul real care mă întreabă de unde mi-am luat tricou. Painless Sob. Poftă bună, ok, ăsta e real. Mai dezamăgit, Silviu, te credeam om cu integritate. E trist că dai un astfel de exemplu. asumă responsabilitatea. Și după această tiradă care s-a... Eu, eu, am crezut că s-a întâmplat în gen... am crezut că s-a întâmplat în gen două ore, dar aparent s-a întâmplat acum. Am dat seama că toate comentariile astea au venit în decurs de câteva minute, practic. Și pentru că YouTube probabil a identificat faptul că aceste conturi sunt conturi fake sau hecuite, a început să-i bage automat în categoria aia de potentially inappropriate. Da, în care practic nu mai sunt publice și trebuie să le apropi tu la mânuță chestia asta se întâmplă extrem de rar și se întâmplă doar atunci când crede algoritmul că ești, că ești supus unui raid practic sau când detectează că conturile alea sunt false, se mai întâmplă cu unele linkuri sau cuvinte de astea super oribile. Dar în rest nu prea intră comentarii la secțiunea asta unde trebuie să le aprob tu la mână. Și mai sunt altele care zic, n-ai tu pe -o, bă, fire, ești praf, Mihai măcar spune lucrurilor pe nume, primul om care îi zice Mihai și nu H din toate comentariile alea, și H și fire două om ești praf, bye bye fire, atât a durat și cariera ta de hater, scuze, influencer, te-a băgat H în seamă, acum ești și tu cineva, hai cu discuția să te vedem maron în chiloței. Iarăși glume de mileniali. Pricostule, fire Sax, lol. Ești un mincinos, bă, fire. Ai strâns în jurul tău cei mai toxici oameni din România. Bun, și orice om care se respectă s-ar întreba, bă, cine a lăsat aceste comentarii? Cine a lăsat aceste comentarii? Hai să vedem cine a lăsat aceste comentarii. De exemplu, aceasta este una dintre găștile de uh, italience. Avem uh, o gașcă de italience care toate și-au făcut contul uh, pe 18 februarie sau pe 19 februarie 2020. Uh, două dintre italience au uitat să-și schimbe poza de profil să nu fie identică. Lucru care este, din nou, o coincidență pe care se poate întâmpla. Adică din miliarde de oameni de pe YouTube se mai întâmplă ca 10-9 femei din Italia, cu nume italiene cel puțin, să-și facă contul în exact aceeași zis și să lase toate exact același tip de comentariu. Se întâmplă. Hai să vedem mai departe, totuși. Uh, mai avem o gașcă de ce Berta Lombardo, Cetina Pirozzi, Cetina Pirozzi, Vera Pisano, Roberta Fanucci, Maria Romani, care din nou toate uh, și-au făcut cont în aceeași zi, mai specific pe 29 februarie și pe 24 februarie. A coincidența! Uh, bring me the macaron You know, mai departe tot în gașca uh, italiencelor, Giusta Varone, Seconda Fasullo, Marana Pasqualani, Alice Pecocco, Dominic de Coco, <laughs> Dominic de Cocco. Albina, Magzullo, ele sunt puțin mai uh, înapoiate, dacă vreți. Cred că ele au fost convinse de doamnele de aici care și-au făcut conturile în uh, februarie 2020. Ele au fost convinse puțin mai târziu să-și facă cont și și-au făcut cont în iulie uh, 2020, în decursul a trei zile, după cum uh, puteți observa: 28, 28, 27, 29, 29. Dar deci ele sunt puțin mai late bloomers dar totuși e bine că și-au făcut chiar și atunci în uh, 2020. Hai să ne mai departe! Uh, pentru că avem câteva exemple mai. Uh, speciale. Ne place să investigăm. Ne place să investigăm. Eu cu cupar am fost uh, Sherlocko e Watson în această problematică. De exemplu, avem pe XYZ Guy care mi-a zis Silviu Freaker și fire este haterul tipic care încă cu caca din spatele monitorului și când vrei să-l confrunți față în față se face mic spune uh, XYZ Guy. Hai să vedem totuși cine este XYZ Guy. Uh, foarte interesant. XYZ Guy este un băiat care postează în uh, limba rusă. Pot să-mi imaginez uh, contentul pe care îl postează. Are 105 subscriberi. Are 105 subscriber. Și postează content în uh, limba rusă probabil. Sau ucraineană, una din două. Nu știu, mă rog. O limbă chirilică. Postează content într-o limbă chirilică. Putem să vedem despre Morbius, de exemplu. Despre, e rusă? Ok. Uh, a pus despre spre Morbius, Batman și așa mai departe. Pur și simplu este un om din Rusia care se uită la contentul românesc și a ales să-mi comenteze, el știindu pe Mikey și știindu-mă și pe mine, a ales să-mi lasă un comentariu. Nu este absolut nimic uh, în neregulă cu chestia asta, doamne ferește. It's Morbin time, so everything's fine. Mai departe, hai să vedem, îl avem pe domnul Tenor Neurobrain, care îmi zice, dacă nu accepti, chiar ești praf. Te credeam mai tare, bă, fire. Și domnul, domnul Tenor, care de data asta nu mai este din Rusia, este din Statele Unite ale Americii, este, este un om care postează chestii, e un artist grafic, care postează chestii de artist grafic la el pe canal, probabil înainte să fie hecuit canalul și să fie transformat într-un canal de bot, Domnul Tanner zice că are locația în Netherlands și are linkul de Twitter aici pe care cu par a dat click. Este un domn care creează, este un artist o persoană care îi place cafeaua, un uh, iubitor de animăluțe, care face video de artă pe YouTube, trăiește în distopia în America și aveți și linkul de Behance, pentru că el este un artist grafic, unde zice Hello, my name is Tanner Williams. I'm a sophomore in graphic design and visual communication at Champlain College. I'm a talented photographer in all different categories. Este fotografer intern pentru Vermont State Parks. Este un om din Vermont Statele Unite ale Americii, care îmi zice, dacă nu accepti, chiar ești praf. Poate este, poate este parte din diaspora românească, ok? Ok? Poate este un om cu origini românești, se uită la uh, YouTube-ul din România și a ținut să-mi zică, el urmărindu-mă, a trebuit să-mi zică că mă credea mai tare. Se poate întâmpla. Adică stați oameni care mă urmăresc din diaspora și mi-o spun în fiecare zi. Și... Pot doar să mă bucur că am going international. Mai departe, Chris the Villian îmi zice bă mai dezamăgit. Chris este un băiat care postează uh, videouri de tipul Boys and Girls Hangout, Its Family Group, uh, Muzică remix, Roblox, Jigsaw, uh, Lil Mo, oh, Ok, E un om care postează și el pe YouTube în străinătate. Orgare o descriere aici, uh, I make bit, contact me on social media, zice location United States, e interesant. Pentru cei nu știe, uh, multe conturi de genul ăsta sunt ori crescute intenționat ca să fie transformate în conturi de boți, ori hackuite și transformate în conturi de boți și vândute, da? Adică hackerul hackuiește canalul de YouTube, canalul de YouTube are 1000 de subscriber, da? Nu mai pare fals uh, când comentează căcaturi și pe urmă îl vinde la... Cine se ocupă de răspândirea boților pe internet și sau mai sunt unele cazuri în care uh, contul este efectiv crescut cu căcaturi virale, tocmai ca să prindă să facă ea o mie de subscriber sau whatever ca să pară cât de cât legit. Formă, urmă, să se întâmplă și pe Facebook și pe Instagram și peste, pe absolut oriunde. Eu nu zic ca să se întâmplă, eu zic doar că este o coincidență stranie. Asta e tot ce pot să zic. Da, hai să vedem mai departe. Mai avem pe Jeremiah TV, care îmi zice Hai băi, Silviu, că vrem să vedem cum te face praf hash Și de asemenea, Jeremiah TV are și un video care zice în descrierea lui Tell me how you like my new intro, Jeremiah TV. Și Jeremiah TV zice What is up guys, it's your boy Jeremiah today, 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 today I'm back in the cup with another YouTube video And today you guys So as y'all can see, as y'all read from the title

este un român din Reșița care urmărește contentul de pe, de pe YouTube România și mi-a zis Hai băi Silviu că vrem să vedem cum te face praf haș. Zice, nu o să mă leg de dislexia lui Mikey, dar este interesant că multe dintre aceste comentarii au typos asemănătoare cu cele pe care le-a avut Mikey în promo lui pentru Samsung. Samsung, România, branding digitală. E o coincidență. Poate, poate să fie o coincidență. Deci nu zic asta pă, ca să... A, asta e clar. Da? Deci nu zic că e corelație și cauzalitate. Zic doar că este o, o, coincidență stranie. O coincidență stranie. Din nou, toate aceste comentarii venite în decurs de probabil jumătate de oră, maximum. Stranger Things. O să se întâmplă, mă, frate se mai întâmplă să primești genul ăsta de comentarii. Foarte interesant, foarte interesant. E interesant că un om disperat, în lacrimi, în lacrimi, practic, nu-i fac pe plac și nu vin să vorbesc cu el și că în același timp au apărut aceste comentarii. Este o coincidență interesantă. Este tot ce pot spune. De asemenea, lăsând gluma puțin la o parte, nu exclud nici varianta în care cineva să-l fi trolat pe Mike în felul ăsta. Mi-e greu să cred în această coincidență. Odată pentru că este foarte munci Ace dar, adică, știi, să, să stai, să dai 100 de comentarii, să iei boți, să iei 100 de boți, să știi, adică dacă era un comentariu, înțelegeam că oricine și ia două secunde să lasă un comentariu la troll, dar știi, să iei boți, să plătești, să elaborezi, să... exact, da, mi se, pare, mi se pare o șansă puțin mai mică, uh, dar nu exclud, nu exclud, că adică e posibil, e posibil, la câtă lume îl disprețuiește pe Mikey pe internet, e posibil, nu zic că nu e posibil, nu zic că nu e posibil, în același timp, repet, este doar o coincidență, vă rog să nu luați uh, nimic de -a gata din tot ce am zis până acum. Este interesant pe că cumva, iarăși o altă coincidență, faptul că în videoul meu trecut l-am rugat pe Mikey să continue să milogească de mine și este interesant și coincidental din nou că, iată este o tehnică practic de uh, milogire. Interesant. Sau chiar, da, corect, mai este și varianta în care chiar eu am cumpărat boții ca să dau vina pe Mikey H. Tocmai eu m-am dus la Jeremiah și am zis, Yo, Jeremiah, help a brother out, hey, artist grafic din Vermont, US, te rog, ajută-mă.